dragilor, îmi pare bine să vă văd astăzi alături de noi. Astăzi ne-am gândit să pregătim o surpriză pentru voi și ne-am hotărât să citim împreună povestea Alice în Țara Minunilor. Era o zi de primăvară atât de frumoasă și caldă, încât Alice hotărâ că era mai bine să facă ora de istorie la umbra unui copac mare din grădina. Anne, sora sa, începui să citească din carte, dar Alice asculta doar pe jumătate. Coronița din margarete pe care o făcea pentru pisicuța așa, Dinah, era mai importantă. Și în plus, cartea nici măcar nu avea poze, o spunea ea în gând plictisită. Mai târziu, jucându-se cu Dinah prin grădină, Alice observă un iepure ce purta vestă, papion și mai mult avea un ceas la care se uita foarte des. Se îndreptă țintă undeva, în timp ce murmura cu neîncetare că e în întârziere. Curioasă, din fire, Alice porni pe urmele iepurelui, care însă nu-i auzi strigătele. Iepurele alb mersese cu același pas grăbit până în fața unei grote, unde intră imediat. Fata se strucură după el târâș, apoi începu să-l strige. Nu răspundea nimeni. Nedumerită, Alice se întrebă unde ar putea fi, când deodată căzu printr-o altă gaură. Din fericire, erochița se umflă și o purtă lin până jos. La revedere, Dinah! Strigă fata în timp ce îi făcea cu mâna bisicuței. Felina se uită cu uimire la stăpâna sa, care devenea din ce în ce mai mică. Alice ateriză într-un loc foarte întunecat. Cu toate acestea, ea reuși să-l vadă pe marele iepure alb și îl strigă din răzputeri. Urecheatul auzi, se întoarse spre ea, dar dispăru imediat. Fata fugi după iepurele grăbit, dar se trezi într-un hol unde erau foarte multe uși. Dintre toate, doar cea mai mică dintre ele, aflate în spatele unei cortine, se deschise. Fata îngenunche pentru a putea vedea mai bine, însă auzi imediat o voce spunându-i: Fata curioasă și neastâmpărată ce ești! Cel care vorbea era chiar mânerul ușii. Dacă vrei să intri pe această ușă, trebuie să bei o poțiune! O sfătuie obiectul vorbitor. După ce a găsit sticluța, Alice luă o înghițitură și imediat începu să se micșoreze. Acum era de mărimea unei păpuși. Atât sticla cât și ușa erau mult mai mari pentru ea. Dacă vrei să mai crești, gustă puțin din acest biscuit, o sfătui mânerul ușii. Neatentă, fata mânca pe tot și se făcu iar prea mare. Nefericită că nu ieșea nimic așa cum ar fi trebuit, fata a început să plângă atât de tare încât lacrimile ei aproape că făcură inundație. Bea poțiunea și te vei micșora din nou, îi ordonă mânerul. Alice făcu tocmai și deveni atât de mică încât înainte să-și dea seama, se pomeni în interiorul sticluței, care plutea pe apa adunată din lacrimile ei. Disperată, Alice încercă să ajungă la gura cheii pentru a ieși din hol. În acest timp, dădu peste cele mai ciudate creaturi pe care le văzuse până atunci. Într-un final, sticla ajunsese undeva la țăr, unde fata îl zări pe iepurele alb. Alice fugi în pădure cât putu de repede pentru a urmări iepurele. Acolo întâlni doi omuleți, iubiți de nu știu de unde, ce se prezentară de grabă. Tweedledee și Tweedledum, căci așa îi chemă pe cei doi. Și aceștia au început să danseze și să cânte în fața bietei fete, hotărât să-i ofere o lecție de logică, una foarte ciudată de altfel. Sărmana fată voia să plece și se scuză care treabă, dar nu era chip să se înțeleagă cu cei doi. Așa că ei începură să povestească. În povestea lor era vorba despre doi ai mici, Warus și Carpenter. Warus era deștept, însă leneș, nevoie mare și deloc doritor să-și împartă lucrurile cu amicul său Carpenter.
Într-una din zile, cei doi descoperiră un banc de stridii și se hotărâră să pregătească o masă mare. Carpenter începu să construiască o baracă pentru petrecere. În acest timp, Warlus a devenit cu ajutorul unui cântec stridiile tinere ce urmară către țărm, convinse că erau invitate la petrecere. Odată terminată treaba, Carpenter a început să caute mirodenie pentru mâncare. Dar, spre stupoarea lui, la întoarcere, observă că lacomul de Walrus mâncase tot și se înfurie foarte tare pe prietenul său. Morala este, își continuă la povestea Tweedledee și Tweedledum, însă ce credeți, nu mai aveau cu cine vorbi. Alice plecase de mult timp. Tot căutându-l pe iepurele alb, Alice văzu o grădină nespus de frumoasă. Acolo, în mijlocul unei pajiști bine întreținute, se afla o căsuță mică și drăgălașă. Curioasă, ca de obicei, fata se apropie tiptil. Alice ajunsese la căsuță și când era gata să bată, ușa se deschise mai să dea peste ea. Era iepurele mult căutat, îmbrăcat în niște haine tare ciudate. Fără să-i dea bună ziua, urecheatul țipă la ea cât putu de tare. Merian, treci în casă și adu mănușile imediat! Zăpăcită și surprinsă de un asemenea comportament, Alice făcu ce îi se spusese. Însă, în timp ce căută mănușile, dădu peste o prăjiturică pe care scria mănâncă-mă! Pofticioasă cum era, gustă doar puțin să vadă cum e. Și ce credeți? Atât îi trebuie, deoarece imediat începu să crească și se făcu atât de mare încât nu mai încăpu în casă. Mâinile ieșiseră prin geamuri și picioarele prin uși. Îmbrânci diapurile pe scări în jos. Săraca Alice crescuse de 10 ori mai mare față decât era înainte. Arăta acum ca o păpușă mare așezată într-o cutie mică. Iepurele fugi înspăimântat și dădu peste prietenul lui Dodo, care îi spusese: în casa mea se află un monstru! Ce e de făcut?